ca. Bietul ne-a chiriat, m-a stăpat. Că luate pe Sfântul Nicolae Lucu. Ieri seară m-a găsit Doni. Bravo, smusiu, spiritual. Doi, ce-ți mai faci? Tot una ai tras de tur, acum te-ai pus să tragi la ghioar. Trai din ea să fii banii băbați. Nu jupune? Dar dacă mi-a fost somn, somn ai, te trage traiul bun la somn. Auzi, trai bun cu sfântul necrulat. Că de-aia iar bunul pe inimă lui jupânul. Tragi la somn ai, stai că am eu leacă, stai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era cocoana să sară pentru mine, tocmai la apropo, mă rupea, că nu și avea, era turbat rău de tot. Dumneata, ești copoană, tu. Bine că veni și eu n-am putut să duc. Că mi-era frică să nu mă spui Nea Chiriacu, nu noapte te duc. L-ai găsit? Mi-ai vorbit? I-ai spus? Da. Ce-a zis? Mersi. Și tu, ce-ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai spus cum ți-am zis eu? Ba da, l-am luat aia răcată. Nu trebuia să-i arăți nimic, că-i scrisesem eu în bilet unde să vie. Așa mi-a zis, să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dacă însă trec de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana în chestiune să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste un luș prin fundul curții. Că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine. Ori să vii acasă și să nu mă găsească. Prostule! Nu știi că nenea e de rond la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua. He, dar dacă mă găsea pe uliță, plăteai dumneata pielea mea? Ei! Și zi persoana în chestiune. Așteaptă pe Maidan? Da. Și mi-a dat biletul ăsta, parcă ți-l aduc. Și mi-a dat de curând. Acum să-l văd. Angel, radios, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore. Que prétendez, vous aime fort. Inima am palpit de amoare. Sunt într-o pozițiune pitorescă și mizericordioasă și supăr peste poate. Oh. Oh, da, tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică infinită. Te suspine, misteriu. Oase? Pline de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac aci anex a ta poezie. Poezie? Ești prin... Ești o tânără la deal, un poet nebun și tandru. Te ador, ah, copilă, de-a lui pozițiune. Turmentată. Fie-ți milă, ah, fie-ți milă. Te iubesc la nemurire și îți dedic lira. Du-te, spune-i să aștepte. Eu și eu, hai de-aia, 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 hai
cocoană. Până nu mi-o dau voie ori de chiria, ori cocoană. Unde e chiria? Nu, în cur. Da, da, da. Nu prea dă din cur. Ia că tăi cocoană. A, tu erai. Mami, eram ce? Eu, Cătivo! Te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să-l urăcesc când mă întoarce. Îl lași, da? Ai? Ce se lasă? Să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de casă. Da, îl las. Du-te, Spiridone! Dar tu zi-te-o la ce ai venit. Oh! Stai să-ți. Dar nu mă întreb, tato, să-ți povestesc ce-am pățit cu mitocanul. Auzi, e Halima! Auzi, mizerabilul! Să trăsească în circală! Ca să facă... Stai, tato, să-ți pui și să te cruce! Nu altceva! Băi, din eu, și de magață. Cușica, cușica făcut Dumnezeu. E bărbă, cu găinile. Ah, eram ambetată, absolut. Dragele Parisului, câteau și bravo, am citit de vreo trei ori. Ce să fac? Zic, hai să merg la asta. Și dacă nu s-o fi culcat, să... Mai spus de vorbă. Scoți-i vărul de la salon și plec. Să dau pe mai dar. Cu mitocan. Cu pricopțitul de țircă dău. Că pe drumul. Bonsoir. Bonsoir. Și știi așa deodată, San Pastor. Ei, cumpărea mai bine. De acum vorba. Pardon, domnule. N-am de-a face cu dumneata. Și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduva. Sunt liberă. Acum e timpul, veni menul de pan și când o-i vrea, îmi găsește nenea Dumitrache bărbat. Mai de un aica dumneata. Ricăte că e. Pardon, domnule, nu-ți permit să te înaintezi mai mult așa în front, mă înțelegi? Așa a zis ațumit-o că era trăsmit. Am auzit că de la o vreme încoace numai două. Toți nu rău aduce. Bun, Petit Comașel! Bine că m-a scăpat Dumnezeu! De trei ai apucat patra magiul! Să trăiesc eu un mitocan! Nu era pe mine. Eu sunt o persoană delicată. Așa se numește vorba. Zic mitocanului. Nu-ți permit, domnule, să te înaintezi mai mult ori așa afront. Cânde, cum să te mori, cocoare? Asta mă importă pe mine. Cine ai ce treabă? Să te mori, stai? Că tot e ghetea să cadă. O să te hătesc, colo. Apoi să știu de bine că mi-o fiu de lucru la Dumnezeu. Și tot la dumneata poate de una așa ceva. Nu ca lucru mai de aia, sapori. Să te duci la mănăstiri, ca așa te n-au la trebolare. Mitocane, patra magiule, la poliție! Mă duc și nu te-am ajutat! Pentru că ați rămas!
Eu de ce să plâng? Îmi doare capul, îmi cam rău. Îți sunt ochii tulburi, grozav. Nu știu ce am, parcă mă încearcă niște frigă. Nenea, e de rond la noapte? Da, tu mai stai mult, zi-ți-o. Nu să zic, o să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu. Păi la coa am așteptat de geamă. Nu e nicăieri, l-am căutat și pe ulică și pe ulică, da? Bine, zici că-i Leita. Nu știi de când m-a trimis jupânul la totuși. Să zic-o, atunci bonsoir, alivoa. Ule, totuși, mă doare, păi un pradă pe fie rău. Lasă, fie rău. Mai bine ar fi să mor. Păi de mine. Ce vorbă e asta? Ce fie rău de tot? Să trimite, să caute pe nenea. Așa ești nebună, rugăsc că glumesc. Mă doare capul, ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare, m-a tras și fereastra. Cum mă-i culcam trece? E atunci, tato. Bonsoir, allez-vous. Ah, să nu uit. Mâine, ne vedem, știi că-i sărbătoare, să ne legăm de mine, ați unii ducă la Union. La Union? Nu, zi-ți-o, nu mai merg la Union. Da, de ce? Pentru că nu face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile alea. E ce să spui, nu voi? Ei, Doamne, țasă, barul, știi că ești curioasă? Și pentru comediile alea mergem noi. Mergem și noi să mai vedem lumea. Ce adică? Toți câți merg acolo. Înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa de un capriț, de un fantezist. De ce să nu mergem și noi? De ce, de ne ce nu voi să merg? Hai de zău, țasă. Că eu lui nenea vrei. Nu voi, te-a spus odată și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de-a dimineață, degeaba zici. Zău, tăci, cum ai văzut să mă îngroate? Nu merg, zițu, nu mă știu că zic o vorba-i vorba. Zița, tu nu vrei să mergi? Nu. Nu? Nu! Vine la dracu! Și-a părintită de viață, că m-a făcut mama! Spiritoare, băi, tu ce mai stai? Mai vreo treabă? Nu, cocon. Apoi du-te, culcă, ce mai știți? Domnul Chiriac, unde este? E jos, în culcă. Adinea îmi ședea pe labita de la poartă. Și-o fi având mea Chiriac o coană. Parcă lui sunt toți voi acasă. Ce ne știe ce-o fi având și dumneavoastră? E necăjit foc. Munceata tot prima pe jos. Când am trecut până curte, lua de acolo până acolo, parcă vorbea singur și că mă dau cum eu. O fi supărat cine știe. Spune să închidă poarta. Caloanele i-am pus suflite, mordirul să-l duci. Bine, cocoană. Pe urmă să-i spui... Nu, pe urmă să-i duci de culci, mai ce căuta pe aici. Să nu vie dumneavoastră să te găsească deștept, că iar o față. Că dacă m-au găsit dormind, nu-i totul, drag. Haide, du-te! Mă, nu! Noapte bună, copt! Noapte bună, Spiridoane! Noapte bună! Săracul Spiridon, nu știe el ce-i pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte bună. Ei, ia! Nu vrea omul, nu vrea. Dragoste cu silanță. Îi mai place? Nu mai vrea? Bine, nu o să mor nici eu. De unde știi? Poate e mai bine că s-a întâmplat așa. De ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e țirea mea bunătate? De ce nu mă arăt când e fericit? Ce-am mai trăit eu ca să ajung la așa ceva? Dumneata m-ai chemat? Eu nu. Spiridon, da, Spiridon, să-ți ducă mobilul, l-am pusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta am închis-o. Bine. Alt nimic nu mai e să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți poruncesc cât mi-i tale? Să-mi poruncești, firește, nu-mi ești stăpână, nu ți-am slugă în casa de tale cu cine. Bine, zi, înainte că n-ai zic destule.
De seara până acum, cum ai petrecut? Ție mai bine așa? Da. Pare bine de ce ai făcut. Nu mă știu să-ți făcut nimic, dar nu pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine seara te duci la Union? Nu, dacă vrea dumneavoastră să mergem, trebuie să merg, firește! Ca să te curtezi cu amplaia, tu dumitale! Domnule, te-am rugat să fii bun și să nu mai ai nici vorba asta. Dacă ne-ai avut destul de rele să mă mânci, păcat. Eu te credeam de dumneata mai deștept. Mai jură-te încă o dată. Să mă mai jur. Eu nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales? Să mă mai jur pentru că nu mă crezi. De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Dar în sfârșit, nu strici dumneata, eu stric. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. De-aia zic și eu. Tot trebuia să-i sprăvim o dată. Ei, am isprăvit. Jură-te încă o dată și... Ce folos? Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bărbile lui bărbatul decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne folosesc unde vine și pe mine și pe mine. Dar foarte bine ai făcut să mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. M-am vrut numai să râzi de dumneata. Eu te las pe dumneata ca să-ți rugă cu simbrie să văduși casa și te răsc pe dumneavoastră pe la grădini ca să mă curtez cu alții. Nu pe mine mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-a spus că nu știu să mai fi proiect până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata, numai din prefăcătorie. Întotdeauna altă dată am spus, te-am gândit, te-am mințit. Te-am amăgit, am râs de dumneata atâta vreme. Acum bine că te-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. Ei, ți-a făcut rău, dar lasă, ce-a fost a trecut? Bonsoir! Te duci? La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? Ei, nu mai îmi spune dumneata. Cum trebuie să zic? Cum mi-ai spus până ieri? Azi, ieri a trecut. Și nu mai vrei să se întoarcă. Nu. Un veto. Nu, ca să mă, ce folos, câtă fericire am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mers așa cu sună. Dar eu ce să fac? Ce fac și eu, învăț la reșitez, învăț, nu știi dumneata. Leșne din gură, îi scot românului ochii și după aia îți miloață că nu-i rău și fără să mai treci. Mai bine că s-a întâmplat așa. Dar dacă nu-i mai vrei eu să mai treci, care mai zic să mor, ai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea, dar nu moare nimeni de asta. Dar dacă eu voi muri? Vezi, nu-mi ataș panga asta? Ei, uite, lasă-mă! Toate de un an și mai bine am uitat într-o zi, Chiriac. Tocmai pentru că nu ne-am uitat prea mai bine ca să mor. Dacă nu mai iese nimic între noi, spune-mi dumneata cum să mai trăiesc. Dacă mă lași, dacă nu mă mai vrei, tot mor sunt eu. Mai bine lasă-mă! Și lasă-mă! Fric, ești nebun? Da, sunt nebun. Crește că sunt nebun. Dumneata m-ai nebunit. Dumneata să-mi tragi păcatele. Câte gânduri și doruri m-au pe mine, nu mă întreb? Dar tu pe mine nu mă întreb? Nu mai vreau să știu nimic. Nu mai știu cine sunt. Adineauri în curte, ți-am văzut că trecând peste perdeaua de la fereastră și am vrut să mă omor, dar am vrut să te mai văz odată. Încă ai să mor lângă tine așa cum am trecut. Chiriac, ascultă, nu mi-ai zis tu să mă mai jur încă o dată? Dacă mă-i jura, mă crezi? Ce crezi? Dragă, Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi de risc. Ceva la sufletul meu, din câte ți-a spărit dumneavoastră. Dar de ce te-ai dus la grădină? M-am dus numai de gura soră viziție. Era lumea multe de n-aveam unde sta, cânta muzică, aș da comedii. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, în bietul grădinii, m-am gândit numai la tine. Dacă dormeam și visam ceva. Știam eu că o să mi se întâmple mie un necaz mare, mi se făcuse semn. Răsturnase-mi de dimineață camera. Încă dumneavoastră, dacă a văzut cum mă sperie, zice, ce dacă s-a răsturnat? Cum ai crede proștii de alea? Ce? Ce o să ne se întâmple? Să-mi arză chelestigirea? Arză sănătoasă! Nu m-a făcut de-a venit. Lasă-mi camera. Doamne, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine, te lăsați în acasă ștergându-ți mușca. Știi că... Ucinise încărcătura înăuntru și te apucase să mă vedeau. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, doamne, ferește pușca în mână, ce să mă fac când mă găsiți mor în tirs acasă? Dar de ce mi-a spus să-mi bate de teamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? Iar că așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut, n-am auzit nimic. Mă jur că ce vrei tu. Mă cred?
Chiriac, Chiriac, să nu mai faci, mi-ai făcut că mor. Zău, mă, mor. Nu mai fac. Îmi păcătuiești? Da. Te juri? Da. Și o să mă crezi chiar mai la tine mă gândesc? Da. Chiar mai pentru tine trăiesc? Da. Și nu o să mai zici nicio vorbă rea? Da. Nu, nu, nu. Nu, nu, da, mă ierti. Eu te ierti, dar tu mă ierti? Eu te ierti, da, te ierti. Chiriac, culcă-te! Nu-i nimic, trece pe la postul din spre Marmițor. Nu te-ai culcat încă! Încă nu, jupâne, încă nu! Acum mă culc. Somn ușor și vise plăcute, omăgabile! Ai grijă de cei ce-am vorbit să fii atent aproape de tot cu ochii patru. Dică ciu că vorba la o adică. Lasă jupâne! Mă știi că sunt la onoarea dumneavoastră de familie. Aici, Liv. Liv. Hai, du-te, du-te, puile, fii cu minte, sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste. Ei, așa nu poate veni așa de grav. De unde știi ce se întâmplă, faza până trece primești de area? N-ai grijă, dragă. Oare să meargă până în hârta cu troceni. Nu știi mie că umbla calea. Bine, dar aș vrea să mă culc zău, sunt o costă grozav. Știi tu că de seara de când ne-am certat până acum n-am închis ochii? E, da, păi eu i-am închis. Tocmai de-aia. Sărută-mă încă o dată și tu te știu de decât. Mâine seara ce mai duci la ghinion? Nu, nu mai duc fără tine. Dar să nu vezi ce mi-ai făcut? Nu să mă mai nicăjești niciodată? Bonsoir. 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 Ah, Chiria. Când ore de întristare, vor zbura data, frumusă-ți inimioară, tu vezi portretul meu și crede că eu sufer. Cam în doi atunci am pătrimit mereu. Când ore dintre soare vor tulbura vreodată frumoasa-ți inimioară. Și crede că eu sufer. Și ca amândoi atunci compotimim mereu. Când ore dintre soare vor tulbura vreodată. Ingrato, nu mi-ai scris chiar tu însuți în original?
Eu? Da, lumea știți să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9 strada Catilina, când o-i vedea că se micșorează lampa la fereastră. Ia, m-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc precum iubește